Doamna Valentina, bună, bună! Bună ziua! Bună ziua, ce faceți? Lucrez! Doamna Valentina, mă cunoașteți dumneavoastră pe mine sau nu? Da, da, vă cunosc! Mă bucur foarte mult! Vreau să vă spun în primul rând un sincer la mulți ani și vreau să vă dedic o poezie. Dar dacă puteți un pic să întoarceți telefonul, așa să vă văd mai bine la față. Invers, să bată lumina în față la dumneavoastră. Iată așa, vedeți cât de frumos. Întorc așa telefonul fiindcă filmez. De ziua ta, mămică, această poezie. Despre tot începutul, când mi-ai dat viață mie. Erai tânără, frumoasă, te-ai dus la nuntă în alt sat și acolo cunoscusei un frumos băiat. Era chiar tata meu, iar peste 4 ani am apărut pe lume eu, fericirea voastră mare. Tata era plecat departe să muncească, că are o fată când a aflat, a fost cel mai fericit tată. Numele mi l-a pus tot el, ce bucurie mare! Ați trecut prin multe greutăți până a crescut a voastră floare. Vroiam de toate și nu mi-ai refuzat nimic. Mi-aduc aminte acea iarnă când o căciulă mi-am dorit, o căciulă care era atunci la modă. O văd în față și acum. Dar n-aveai bani atunci și m-ai trimis la bunica. Și ea mi-a luat căciula ce-am dorit. Eu, bucurie mare, cu ea m-am dus la anul nou la serbare. Și m-am mai fudulit atunci. Multe școade am făcut, mai ales cu frățuorul, când am fugit la scăldat vara acea fără voie. Ne-am urcat pe bicicletă. Toate iazurile am colindat. Nu ne găseai nicăieri. Cât de tare te-ai speriat. Ce ai mai început a plânge, iar apoi când ne-ai găsit, ai buhnit mai tare în plânsit, că nimic noi n-am pățit. De atunci nu ne-am mai dus singurei noi la scăldat, fiindcă am înțeles cât de mult te-am speriat. Ții minte când te așteptam să vii acasă de la muncă, la poartă stăteam și te analizam de departe. Dacă vineai zâmbind, aveai dispoziție bună, dar dacă vedeam că nervoasă... Dacă te vedeam nervos fiind, știam că va fi furtună. Precis ceva n-am făcut, cum ai spus. Și bătaia era garantată. Iată așa am crescut, băiatul tău și fata. Lucrai la câmp, la deal, te trezeai dimineața la 4. Și pâine ne coceai, mâncare ne lăsai pe plită. Toate sâmbitele și duminicile erați chemați la nunți. Aveați mulți prieteni, de 4 ore ați fost nanași. Apoi ai plecat peste hotare. Chiar dacă eram deja mari, ne chinuia de tine dorul, ca niște copilași acasă te așteptam. Ne-ai trimis de toate de acolo. Chiar și în ziua de azi ai grijă, mamă, de noi, la greu nici când nu ne lași. Ai 5 nepoții de la noi, bucuria ta cea mare, și tare ai mai vrea să-i vezi, nu doar de la depărtare. Faci tot posibilul să vii, sau noi venim la tine, nepoții în brațe să ți-i ții și să-ți umpli inima de iubire. Atunci când ai fost operată, ce bucurie ai avut când au intrat nepoții să o vadă pe bunica. Între străini nu-i deloc ușor să stai internat într-un spital și să nu vină nimeni din ai tăi, dar noi atunci te-am bucurat. Azi vreau să mulțumesc la ambii părinți că ați ținut mult la copii și ne-ați susținut permanent așa cum numai voi știți. Ne mândrim cu voi și vă dorim foarte mult, multă sănătate, multă, multă și mulțumim, mamă, pentru tot. Ești unica pe acest pământ. Doamna Valentina, la mulți ani! La mulți ani, doamna Valentina! Nu plângeți, totul va fi bine. Felicitare vine din partea, mă rugat aici mai multe nume, sunteți mulți! Dacă numai Doru, Doru! Doru, da! Felicitare! Nu cred. Felicitare vine din partea fiicii Lira de la Franța, generele Victor, nepoței Denis, Daniel, Kevin și feciorul Lilian se alătură cu Nora Aurica la felicitare, nepoții Cătălin și Vitalina și soțul Nicolae. Mulțumesc. Toată familia dumneavoastră. Mulțumesc la toți. Și vor să vă mai spună câteva cuvinte aici. M-au rugat foarte mult. În această zi specială pentru tine, mămico, eu nu am nici daruri să-ți dau, nici cuvinte mari în care să-mi exprim ceea ce simt, însă știu că tu nici n-ai nevoie de ele. Și mai știu că nimic nu-ți face inima să tresară la fel cum o fac 2 cuvinte simple, însă rostite din suflet, de buzele mele. Te iubesc! Zâmbește, mamă dragă!
Astăzi e ziua ta. Mulțumesc că ești pentru mine, mamă, la mulți ani. Iată așa, un mesaj frumos. Mulțumesc, mulțumesc și eu iubesc tare, tare, tare. Și tare mare te duc. De cât timp nu v-ați văzut, doamnă? La toți. De cât timp nu v-ați văzut? Cum? De cât timp nu v-ați văzut? Cât timp a trecut de când? Mai mult de un an. Mai mult de un an. Atunci când a fost la dumneavoastră și cu nepoții, a venit să vă susțină la spital, așa? Nu, am fost după ce eu la dânsă. A, ați fost. Da, 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 ați fost. Bravo, eu mă bucur că dumneavoastră v-ați făcut bine și tot bine ați trecut peste da. Încercarea aceea vieții. Vreau să vă dedic și un cadou muzical, cu drag pentru mama. O melodie despre mama care este plină de dor. Despre mama care așteaptă să-i vină copilașii. Cea mai... Știți ce vreau să vă spun? Tare este dureros atunci când mamele se despart de copii. În sensul acesta că rar se văd și acest gol le urmărește și pe mame și pe copii permanent peste tot și e greu. Eu vă înțeleg foarte, foarte bine, dar vă doresc să aveți putere. Doamna Valentina, sunteți o doamnă bravă. Și ați muncit, vă sculați la patru, făceați pânica dimineața. Așa, mami, așa și mama mea tot. Mâna ta ne-a mângâiat, vorba ta ne-a legănat. Am crescut cu alți copii de-o seamă. Lângă pomul cel rotat, lângă spicul cel bogat, lângă pragul casei noastre, mamă. Am fost bun și răi am fost, tu ne-ai căutat un rost, cu povețe plânse în framă. Tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un rai și am plecat cu el în lume, mamă. Asta-i viața. Aveți grijă de sănătate acolo unde sunteți. Poftim? Da, am să vă trimit și dumneavoastră, vă trimit cu drag. Patru zări am colindat, l-am trecut în lung și în lat, drumurile și acum ne cheamă. Tu ne-ai așteptat mereu, am venit când mi-a fost greu, te-am găsit încărunțită, mamă. Am fost bun și răi am fost, tu ne-ai căutat un rost, cu povețe plânse în framă. Tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un rai și am plecat cu el în lume, mamă. La mulți ani, doamna Valentina! Vă zic o zi frumoasă, să aveți grijă de dumneavoastră. Sunteți în ce țară, doamna? În Italia, așa? Italia. Da. Aveți grijă, nu ridicați greu, nu ridicați greu. Vă rog frumos, eu așa la tot le spun, să nu ridiciți greu, să nu ridicați, că e tare greu de spinarea spatele după asta. Așa, când trebuie, trebuie să dai mâna degetor. Trebuie, da. Așa e, așa noi suntem moldoveni, așa e, nu pot să lasă indiferent, trebuie totdeauna dă o mână de ajutor și sar în ajutor. Încă o dată la mulți ani, vă mulțumesc că mi-ați răspuns și scuzați de deranj. La mulți ani și o zi bună. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, vă toți, la toți, la copii, la toți, mulțumesc. Cu drag pentru dumneavoastră, zi frumoasă. Mulțumesc. Iată așa, dragii mei, felicitări frumoase pentru doamna Valentina, care este astăzi omageată din partea copiilor, care au venit cu amintiri frumoase din trecut. Au fost buni și răi au fost, așa că exact ca în cântecul acesta. Dar cine au fost ideali? Dă-ți copchie! Am făcut școade și e că
Cred că o să vă regăsiți toți în povestea asta și în poezie. O familie frumoasă, cu respect pentru părinți, așa trebuie să fim. La mulți ani încă o dată!